Live, din nou, pentru încă Salutare o dată. Și bine m-am regăsit. Salutare, George. Salut, Andrei. Ne auzim, ne vedem bine? Eu sper că merge bine live-ul data asta. Așa speră toată lumea, inclusiv cel mai mult eu. Dacă super, mă întrebați. Uite că arată și mai bine așa. E bine. Da, suntem la CryptoVineri 126, deja 126 de ediții, ce repede trece timpul. În plin bear market, în mijlocul bear marketului, să zicem așa, sau poate spre final, dacă ne gândim să fim puțin mai optimiști. Cu puțină plictiseală în piață, nu s-au întâmplat foarte multe în ultima săptămână. Tu cum ai văzut ultima perioadă din cripto așa? La cât urmăresc eu, nu sunt, cum să zic, super, super atent la piață în perioada asta, pentru că e o perioadă foarte plictisitoare, să spunem pe șleau. Văd mai degrabă o cernere din asta pe fund acolo de tot, o selectare din asta naturală. Mi se pare că suntem iarăși în aceeași paradigmă, în aceeași poveste din toate bear marketurile, cu oamenii care sunt la capătul puterilor, cei care și-au pierdut banii, cei care nu mai cred. E fix momentul ăla despre care știi, tot auzim că hai mă, nu o să se întâmple la fel și data asta, dar pare că incredibil se repetă istoria și data asta cu încă un rând din ăsta e deziluzie, este tot e o conspirație. Toți suntem oricum sub efectul recesiunii și toate astea se și suprapun. E absolut deprimant. E momentul ăla în care îți dai seama, bă, dacă aș avea acum să investesc, măcar știi, niște disposable income pentru așa ceva, dacă nu este ăsta momentul, nu cred că e departe. Nu știu dacă e ăsta momentul, dar departe nu mai e. Corect, cam pe aceeași lungime de undă sunt și eu în legătură cu ce se întâmplă cu prețurile. Pe de altă parte, observ așa mici chestii aici, colo, că se dezvoltă. Mi se pare că începem să avem niște ramuri noi care ar putea să prezinte interes pentru următorul bull market, ceea ce ar putea să fie interesant și până la urmă, exact cum ai spus și tu, rimează foarte mult cu, nu știu, sfârșit de 2019, poate jumătatea lui 2019, sfârșit de 2019, ceea ce dacă ciclurile se repetă la fel ca și până acum, adică continuă să rimeze așa cum a făcut-o până acum, ar trebui să ne mai dea măcar un an de sideways, de plictiseală în market, de fapt perioada asta de time-based capitulation, de capitulare bazată pe timp, în care oamenii se plictisesc pentru că piața nu face cine știe ce. De fapt, dacă putem să ne uităm și pe grafic, să vedem că și anul ăsta, chiar dacă am avut niște mișcări și Bitcoin încă e destul de departe de low-ul pe care l-a arătat anul trecut în noiembrie, nu a avut prea multe perioade bullish. A avut câteva săptămâni, 2, 3, 4 săptămâni bune în care au intrat ceva capital, în rest numai mișcări laterale și în jos. E un pic depressing, dar înainte să intrăm un pic pe starea meteo mai în detaliu așa, hai să facem un pic de promo, pentru că mai avem doar 3 zile până la Chiresi Summit și asta mi-ocupă mie tot timpul. Sunteți de acord? Pentru că avem și un experiment, un exercițiu pentru voi, un pic de concurs. Pe parcursul acestui live vom urmări care sunt cele mai bune 2 întrebări și vom oferi 2 invitații gratuite cuiva din comunitate, dacă vrea să vină singur, dacă nu... Îi dăm un plus 1 cuiva care vrea să vină la Curiosity Summit, primul nostru eveniment fizic, offline, care se va întâmpla la Universitatea Politehnică București. Și dacă vrei să afli mai multe despre eveniment, e simplu, intri pe george.ro, dar dacă vrei, zic eu, varianta scurtă, dacă n-ai aflat deja, pentru că vă toți spunem. Cel mai bine. Cel mai bine. În evenimentul ăsta o să te trecem de la tot ceea ce înseamnă tehnologie și inovație curentă. Vom adăuga toată partea asta de energii regenerabile, de privire către viitorul apropiat, dar și de independență energetică. Vom vorbi inclusiv de dezvoltare personală, de antreprenoriat și de societate, dar vom vorbi și despre longevitate, dacă vă să vină să credeți. Pentru că dacă vă uitați un pic la agenda asta, eu sunt, mie îmi se face pielea de găină când văd atât de mulți oameni, atât de valoroși, care toți au spus da. Vin oameni din foarte multe părți, de pe 2-3 continente îi adun, deși sunt doar români, pentru că am vrut să aduc în fața voastră unii dintre cei mai buni români în domeniile lor. Fiecare dintre cei pe care vedeți aici pe ecran este expert în domeniul lui, fără discuție. Și avem oameni, iau repede așa, pe Timi Ghiurău, tocmai ce am vorbit cu el, m-a pus să găsesc o placă de o Nvidia 4000 pentru ce vrea el să ne arate. Okay, o să fie entertaining. Și după care mi-a zis că putem să folosim echipamentul pe care îl aduce în zona de lounge.
Așadar, cei care și-au bilete VIP vor avea un tratament preferențial de la Timi, pentru că o să puteți testa ceva în premieră. Îl avem pe Jay, care este ethical hacker și prezentarea lui... Nu. 10 minute, vor fi 10 minute de roller coaster pe scenă, pentru că cineva din sală va avea parte de surprize cu hacker. Ok, ok. Deci să-mi las telefonul acasă. Nu știu, deci ce mi-a zis că vrea să facă este un pic trippy și n-am mai văzut făcându-se pe scenă. El merge foarte mult la evenimente internaționale. Noi nu suntem pregătiți pentru ce are el de spus, dar cred că trebuie neapărat să-l ascultăm. Cristian Ețiu, care vine direct de la un eveniment cu antreprenori, dar nu va vorbi doar despre antreprenoriat, o să vedeți. L-am auzit pe Cristi să vorbească inclusiv de blockchain, pentru că se leagă de prezentarea lui Lucian Mincu, de care vă zic îndată. Ovidiu Fui, știm cu toții, cel mai bun inginer de instalații din România, aduce pe scenă pompa lui de căldură și o să o pornim pe scenă. Mi-a zis că are de gând să pornească pompa pe scenă, o să fie tare. Nu știu cum o alimentăm, că vorbeam cu Cornel Eftenoiu, care e specialist în energie. Florin Cujbă o să vă învețe cum ajungeți până la 100 de ani pe picioare, fără să aveți nevoie de cârje. De Lucian Mincu, nu știu că mai aveți nevoie să vă zic foarte multe lucruri, dar vă pot spune doar atât. Este o realizare pentru mine personală în viața asta, că l-am convins pe Lucian să vină la primul eveniment care nu e X-Day. S-au purtat negocieri foarte serioase. O să ne confirme și Benny, care este în backstage, că Luci este foarte greu de scos la prezentări. O să vedeți. Ciprian Chirciu, care este un om atât de pasionat de mașini electrice, credeți că sunt doar eu, electrohead, așa, mai avem. Liliana este de o sensibilitate fantastică, este un psiholog absolut genial, care o să vă vorbească un pic despre cum ne uităm la perioada asta, pentru care nu doar că are multe provocări, cu toții simțim presiunea, dar sunt și oportunități. Proful Borțun o să închidă ziua, pentru că o să ne aducă aminte să venim cu picioarele pe pământ și să folosim toate lucrurile astea în folosul nostru. Într-o ordine total aleatorie, pentru că mă apropii de părțile cele mai tari, Sorin Cristea este specialistul de e-commerce care te învețe să-ți faci magazin așa, cu cea mai nouă tehnologie, dacă asta e nevoie. Cornel Eftenoiu, v-am spus, este cel mai tare om pe energii regenerabile în momentul ăsta în România, din punctul meu de vedere. Și ce să vă mai zic de Florin Pravai și Cosmin Pascu. Florin Pravai vine cu noutăți în premieră despre Google Bard, inclusiv în limba română, cu funcționalități noi pe care le poți face acum și niște chestii care urmează să fie lansate. Iar Cosmin Pascu o să vină de la Amazon România să vă vorbească despre tot ce înseamnă infrastructura de cloud și practic unde stau toate AI-urile astea de care ați auzit în ultima perioadă, stau pe AWS, printre altele. Însă Amazon România înseamnă mai mult decât Amazon Web Services. Nu avem încă Amazon.ro, ca să zic așa, magazinul online, dar mai sunt cel puțin încă două chestii pe care probabil o să vă bucurați să aflați despre ele. Nu știu dacă știți, spre exemplu, că Amazon angajează în România mii de programatori. Mulți dintre ei de pe băncile școlii, lucruri despre care am vorbit, spre exemplu, inclusiv în IGDLCC-ul din weekend cu Gabriel Petrea, care este director, mi se pare, general adjunct la OPB, la Politehnică. Vă încurajez să vedeți acel podcast după live-ul ăsta, pentru că indiferent că ești sau nu student, că vrei sau nu să devii inginer, s-ar putea să fie important să vezi cam care este strategia de aici înainte a instituțiilor de învățământ. Cred că și pe invitatul nostru s-ar putea să-l intereseze chestia asta. Ok. Mai mult dată nu vă mai zic, gata, asta a fost tot promo. Intrați pe george.ro, luați-vă bilet, luați cu încredere biletele ale VIP. Acum vă mai fac o mică confidență, așa. Planul nostru era să începem așa cu un eveniment mic, 102 de oameni. Avem deja peste 500 de locuri ocupate și numărul ăsta crește. Auzisem eu că dacă faci eveniment pe ultima 100 de metri se vând cele mai multe bilete. Practic mai mult de jumate din bilete se vând în ultimele 2-3 zile. Bă, și se confirmă, e ca la concerte. Deși vorbim de o lună de evenimentul ăsta. Așadar, mergeți acolo, mai sunt alea 3 zile. Cool. Bun. Și nu uitați că o să mă vedeți, mai ales pe mine, dacă cumva vă aveți, nu știu, dacă nu erați sigur de cumpărarea unui bilet. O să mă vedeți exact. Pe mine acolo. Exact. Gata cu glumele cringe pe această seară. De ce? Eu abia aștept să te văd pe scenă. Abia aștept să-ți văd prezentarea. Andrei este atât de serios, a luat lucrurile atât de în serios, lucrează la chestia aia. Deci o să vedeți, o să fie foarte tare. Da, bun. Hai să dăm repede știrea zilei, după care îl băgăm și pe Benny, că văd acolo în backstage.
și cred că avem multe de vorbit cu el. Știrea zilei, cred că ai văzut-o, Michael Saylor a confirmat din nou faptul că a mai adăugat niște Bitcoin în portofoliu, undeva la 5.000 de bucăți, 5.500 de bucăți pe care le-a băgat în ultimele două luni. O chestie super interesantă vreau să o arăt din această știre, faptul că în undeva la începutul lui august, dacă nu mă înșel, Michael Saylor și MicroStrategy anunțau faptul că urmează să ofere câteva acțiuni de la MicroStrategy sub forma unor vânzări către diferite companii, iar prin intermediul acestora vor face diferite cheltuieli pentru beneficiile companiei. Și acum stai să dau eu și pe ecran ca să vadă oamenii. Hai să vadă lumea. Așadar, ei au cumpărat, nu doar că au cumpărat Bitcoin, dar vor să vândă din acțiunile MicroStrategy ca să mai creeze lichiditate, ca să mai poată cumpăra și mai mult Bitcoin. Și asta mi-aduce aminte de o vorbă care umblă pe crypto Twitter. Michael, mai lasă-ne și nouă, nu cumpăra toți Bitcoin. Da, ceva de genul ăsta. Stai să văd de unde este PDF-ul, așa, perfect. Și uite cum s-au întâmplat lucrurile, practic. Ne spune așa, că între 1 august și 24 septembrie, MicroStrategy împreună cu subsidiarele au achiziționat încă 5.445 de Bitcoin pentru aproximativ 147,3 milioane de dolari în cash, la un preț mediu aproximativ de 27.053 dolari per Bitcoin. Toate bune și frumoase până aici. După care partea a doua este cel puțin la fel de interesantă. Ne spune despre această vânzare pe care o realizat începând cu 1 august printr-un sales agreement către companiile Cohen & Company, Limited Liability Company, Canaccord Genuity și Capital Markets, prin care cel puțin până la data de 24 septembrie au vândut 403.362 de share-uri de acțiuni pentru aproximativ 147,3 milioane de dolari. Adică fiecare dolar pe care l-a strâns pentru diferite cheltuieli ale companiei a fost investit în această perioadă în Bitcoin. Și asta ne pune câteva semne de întrebare și ne arată cât de mult este Michael Saylor și MicroStrategy investiți în această industrie și cât de mult potențial vede aici. Asta împreună cu faptul că vedem toate acele propuneri de ETF pentru Bitcoin și posibilitatea ca deja din următorul ciclu lucrurile să devină foarte, foarte serioase și să vorbim de niște instituții imense la mijloc. Dar asta a fost știrea zilei, cea mai recentă, și acum cred că ar fi momentul să-l băgăm în scenă și să vedem și ce părere are, poate și despre asta, pe unul dintre actorii importanți din această industrie, mai ales de aici, de la noi, pe care cu siguranță îl cunoașteți. Dacă mai e cineva aici pe live care nu cunoaște invitatul nostru, poate să ridice o mână sus și să-l salute, cum facem și noi acum. Intră pe scenă Beniamin Mincu. Salutare, salutare, băieți. Ia uite-le că se aude perfect. Ce faceți? Cum merge treaba? Salut, Beni, salut. Nu ne-am mai văzut de ceva vreme. Cred că a trecut ceva timp, într-adevăr. Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră, pentru că în ultima perioadă oamenii au foarte multe întrebări, inclusiv în legătură cu Multiversix. Știu că e o ocazie bună. Am văzut eu o chestie la Hollywood, că înainte de lansarea unui film sau de un eveniment important, actorii încep să iasă pe la tot felul de talk show-uri. Acum știu că ai de promovat și XD, o să vorbim și despre asta. Cu care vrei să începem? Te las să alegi, că tu ești musafirul. Mai cred că multe lucruri pozitive, mult progres s-a întâmplat în Multiverse X în ultima perioadă și cred că într-adevăr X-Day și Mother's Pit și Hackathon-ul sunt două subiecte extrem de importante, dar cred că de ultima dată extrem de multe lucruri s-au întâmplat între timp. Am călătorit în jurul lumii foarte multe zone din astea pe care le-am vizitat, interacțiuni și așa mai departe. Austin, Paris, Elveția, Milan, Singapore, Hong Kong, Barcelona și foarte multe, mă rog, inițiative chiar și în România. Ecosistemul a crescut, s-a dezvoltat, s-a schimbat în foarte multe aspecte, fie că vorbim de development, DeFi, NFTs, validators, inițiative pe care le avem pe zona asta cu comunitatea. Integrări, bridge-uri, tool-uri, inițiative educaționale, dacă vorbim de, nu știu, avem un curs cu Lucian Blaga din Sibiu, alte cursuri care sunt în desfășurare cu universități din București.
protocol upgrades care au fost extrem de semnificative și acum alte upgrade-uri care urmează, iar Xportal cred că aduce foarte multe dintre feature-urile astea și eforturile pe care le-am avut și le traduce pe limba userilor. Dacă ne gândim doar la două lucruri pe care le-am lansat în ultima perioadă, partea asta de On-Chain Guardians, un fel de 2FA pe care oamenii îl pot avea pe zona de blockchain, e absolut extraordinară. Faptul că e live în aplicație integrată, în condițiile în care se întâmplă atât de multe hack-uri în timp real, aproape în fiecare zi, e ceva extraordinar. Și pe de altă parte, gift cardurile. Cred că vor fi un feature super cool pentru a trimite userilor noi crypto fără să trebuiască să învețe despre lucrurile astea. Asta cred că e așa general, nu știu, un rapid fire pe Multiverse X. Dar poate aveți câteva, nu știu, lucruri sau idei voi la care vă gândiți și probabil că după sigur pot să share-uiesc câteva aspecte importante și despre X-Day și hackathonul care e acum în desfășurare. Perfect, eu sunt curios, spuneam mai devreme de călătorit în jurul lumii la diferite conferințe și sunt super curios cum ți s-a părut atmosfera în jurul acelor conferințe, pentru că dacă tu ești pe internet, pe Twitter mai ales, pare că toată lumea este în depresie, pare că toată lumea se uită numai la scam-uri în stânga și în dreapta, spune că nu mai sunt șanse și sunt curios cum se vede din interior, de la oamenii care construiesc și care merg la conferințele astea să-și prezinte ceea ce construiesc, care e vibe-ul acolo, cum e atmosfera? Cred că partea asta diferă foarte mult de zona lumii în care mergi și probabil perspectiva din care privești lucrurile și cred că oamenii în mod deosebit înțeleg un aspect. Într-adevăr, perioada actuală în zona asta de crypto, mai ales dacă construiești, este o perioadă cu durere și dificultate maximă din toate punctele de vedere. E interesant, să zicem, cumva și dificil și dacă stai pe margine și te uiți, dar să fii acolo și să încerci să miști lucrurile și să se întâmple toate chestiile astea împotriva sau independent de voința ta, cred că e extrem de dificil și pe de altă parte, builderii în mod deosebit trebuie să aibă o toleranță extraordinară la durere de genul ăsta, pentru că altfel te apuci de altceva sau o iei razna, mai ales pe intervale foarte lungi de timp. Așa că iau ultimul exemplu, cel din Singapore, și contrastez puțin cu ce se întâmplă în US. Au fost două conferințe foarte mari, Token 2049 în Singapore acum de două săptămâni și Permissionless care se întâmpla în US. E foarte interesant că sentimentul din Singapore a fost absolut extraordinar. Builder de foarte mare calitate, oameni concentrați pe a duce lucrurile mai departe, progres pe foarte multe direcții și foarte puțină discuție sau aproape deloc discuție despre piață în sensul în care, nu știu, oamenii să nu mai creadă că lucrurile merg mai departe sau să fie foarte panicați. Foarte surprinzătoare partea asta în Singapore, de cât de optimiști erau oamenii în ciuda faptului că piața nu e deloc extraordinară. Și în același timp există un contrast puternic cu US-ul, unde mediul macro, mediul politic este foarte negativ, mediul de reglementări și așa mai departe este foarte negativ și chiar a fost un speech extrem de intrigant și fascinant prin care Eric Voorhees, unul dintre oamenii de bază în zona de în zona Bitcoin de la începuturi, cumva a făcut un apel la rebeliune legală cu tool-urile din US și așa mai departe. Adică tot ce vreau să spun e, sunt aspecte foarte diferite, jocuri foarte diferite și cred că oamenii în funcție de mediul în care trăiesc și își desfășoară activitatea sunt forțați să abordeze toată situația din perspective diferite. Acum, în last point, în România mi se pare că
sunt două contraste, the inside view, the outside view. The outside view este foarte mult, dacă te uiți doar din prisma investitorilor, există un fel de negativism din ăsta disproporționat cu privire la tot ce se întâmplă, adică totul este rău, nu se mai întâmplă nimic, nu, nici măcar nu ne mai interesează dacă se întâmplă, pentru că lucrurile sunt oricum foarte rele. Și pe de altă parte, progresul este undeniable. Adică nu ai cum să nu vezi că există lucruri care se întâmplă, că progres este și că conversațiile sunt totuși în aspectele care contează pozitive. Sigur, se poate tot timpul mai bine, sunt și lucruri care nu funcționează în mod ideal, majoritatea nu funcționează în mod ideal, dar cred că e din nou un moment de focus, calibrare și filtrare a oamenilor care sunt aici pentru a construi și a merge mai departe în ciuda vremii, care se va schimba nu odată, ci de 1000 de ori, iar dacă pe asta ești concentrat, cumva vei fi defocusat foarte, foarte mult. În schimb, dacă vezi lucrurile care contează, cred că astea sunt foarte puține, le poți număra pe degete și se schimbă mult mai greu în sensul ăsta în care ne dorim. Beni, am o întrebare. La cel mai recent bull run, crezi că a fost prea devreme pentru Elrond la momentul respectiv, momentul în care a venit vârful acela de piață? Ai fi preferat să ai parte de liniște asta de acum, atunci, ca să puteți dezvolta tot ce ați făcut? Sau a fost o parte importantă din partea asta de lansare, astfel încât să creați și comunitate, dar și resurse pentru dezvoltarea pe care am văzut-o în ultimii, mai ales în ultimii 2 ani? Cred că sunt două aspecte importante aici. Dacă ne uităm la toate tehnologiile cu impact, să zic, disproporționat, e clar că, istoric vorbind, niciuna dintre ele nu este adoptată fără mai multe cicluri de genul ăsta, care sunt foarte necesare pentru bootstrapping, difuziune, adopție. Ne-ar plăcea ca de pe o zi pe alta, nu știu, 3 ani construim, iar peste o zi, după ce am terminat de construit, tehnologia este adoptată. În realitate, nici cu Bitcoin, dacă ne gândim acum 10 ani cum erau lucrurile, de câte ori au trebuit să se întâmple niște cicluri din astea foarte provocatoare din punct de vedere psihologic, în care majoritatea oamenilor nu prea supraviețuiau, tocmai din cauza că credeau fie că s-a terminat totul și de acum încolo va fi doar bine, fie că nu va mai exista o zi de mâine. Și cred că, revenind la întrebare, sunt foarte necesare ciclurile astea, pentru că altfel nu s-ar întâmpla adopția, și ele sunt necesare tocmai din cauza că oamenii funcționează într-un anumit fel. Adică psihologic ai nevoie de timp, spațiu, să auzi de mai multe ori lucrurile, să le testezi, tehnologia are nevoie să se maturizeze, și dacă ar fi versiunea ideală, cu siguranță nu m-aș gândi cum scot, nu știu, intervalele astea intermediare, ci mai degrabă cum pot să accelerez. Dacă ar fi o variantă în care aș putea accelera lucrurile, practic asta e ce aș încerca să fac la maxim, pentru că orice încercare de a controla, nu știu, vârfurile sau perioadele cele mai dificile e cumva o pierdere de timp extraordinar de mare, pentru că ele sunt inevitabile. Astea cu siguranță nu le putem controla. Ce putem controla este dacă există progres, dacă se întâmplă mai repede, dacă îl putem aduce în piață mai repede, atunci cu siguranță. Dar ce te întrebam eu, Beni, este dacă ai putea să alegi. Când ai vrea să-ți vină succesul, când ai vrea să vină acest boost dat de piață și de energia asta cât pozitivă? Mai repede. Dacă aș putea să aleg, cât mai repede. Cât mai repede, asta ne dorim cu toții. Dar e clar că ciclul ăsta trebuie să se întâmple. Însă, crezi că acum sunt convins că sunteți mult mai pregătiți, pentru că aveți deja multă experiență în spate.
Ți-ar fi Cred că plăcut? întrebarea este dacă acum, dacă luăm în considerare ce aveam atunci, Da. să zic, din toate punctele de vedere și ce avem acum, suntem acum într-o poziție incomparabil mai bună? Cu siguranță. Nu e nicio discuție din punctul ăsta de vedere. Exact, dar întrebarea, hai să o răsturnăm un pic. Crezi că era Sigur. prea devreme pentru acel all-time high pe care l-a avut atunci goldul? Nu cred. Da, pentru că nu exista un prea devreme vis-a-vis de ce. Era un moment cumva în prea devremele de care povestim, ia în considerare doar punctul în care suntem acum. Dacă ne gândim peste un an și ne raportăm la momentul actual, ne vom raporta la el doar în funcție de cum se derulează lucrurile de aici încolo. În realitate, Așa. progresul, să zic, ce era în controlul nostru, era progresul, ce face piața este ce face piața. Un bullrun se mișcă oricum cu viteză diferită față de cum se mișcă dezvoltarea. Nu ai cum să le sincronizezi, asta este clar. Însă, evident, mulți oameni atunci și-au încins neuronii, mai ales când am avut noi discuția aia, interviul acela în care tu ai vorbit despre un viitor în care ecosistemul acesta va fi mai valoros decât PIB-ul României. Părem mai departe ca niciodată de momentul acela. Cât crezi că mai durează perioada asta de suferință în care se află toată lumea, că nu e vorba doar de Multiverse X? E foarte greu de spus în realitate, în sensul că aproape orice predicție faci vei arăta foarte stupid. Așa e. Așa că, dincolo de partea asta, cred că există un potențial și există niște semne că lucrurile se pot schimba, dar ele țin, nu știu, 80% de situația macro, de condiții politice, de schimbări importante care inevitabil influențează extrem de puternic deocamdată zona asta de crypto. Okay. 80% macro, din astea 80% macro, cât este America? 90%, nu, 100% este America. Adică oricât de bine ar fi din toate punctele de vedere pe toate celelalte părți, dacă America mâine iese cu o regulă care strică toată conversația, toată conversația se încheie temporar. Dar cum a ajuns cea mai avansată economie a planetei atât de negativă la tehnologie? Nu înțeleg. Pare că e un alt ciclu civilizațional. Există etape pentru fiecare, nu știu, civilizație, etape incipiente în care oamenii sunt foarte dornici să se dezvolte, să caute lucruri noi, să le învețe. Dacă ne gândim la cum a fost fondată America, care au fost explorările, care au fost provocările și în același timp avansurile pentru vremea respectivă, chiar și acum suntem plăcut impresionați de ce s-a întâmplat. Iar dacă ne uităm acum la starea Americii, nu știu, clasa politică care este 80-90 plus, oameni care abia mai stau în picioare și facem abstracție de faptul că dacă nu mai pot să stea în picioare, e imposibil să aibă ceva influențe pozitive asupra economiei și așa mai departe. E foarte ușor după de acolo să înțelegem cum se întâmplă partea asta, cum se schimbă, e mai dificil de văzut. Ce e nevoie să se schimbe ceva de genul ăsta și de fapt asta e provocarea, nu știu, nu doar a Americii, ci pe foarte multe planuri la nivel global. Dar e bine, last point legat de America, că nu e doar partea asta, că totuși există avans tehnologic extraordinar în America, în ciuda obstacolelor care există acolo. Fie că vorbim de Tesla, SpaceX, Amazon și alte companii de genul ăsta, deocamdată majoritatea sunt în America. Dar uite că vorbim de reglementări și știu că voi ați fost în legătură inclusiv la X-Day anul trecut. Am avut pe cineva din partea instituțiilor, cel puțin din România, dar și din alte țări din Europa. Sunt curios dacă s-a mai avansat pe zona asta și dacă ați mai avut discuții, dacă știți că ne-am apropiat mai mult. În Europa deja avem acel MiCA care începe să reglementeze o parte din zona de cripto, dar
pentru România, știi dacă suntem mai aproape de a vedea ceva reglementări serioase? Da, cred că din punctul ăsta de vedere, Europa are o oportunitate extraordinară dacă se trezește. Și asta ne duce și mai aproape de ce încercăm să facem cu X-Day, unde frame-uim toată conversația ca o renaștere a ambiției europene. La un moment dat, Europa avea un cuvânt de spus în progresul, nu știu, tehnologic, expansiunea globală și așa mai departe. În momentul de față, foarte puține conversații relevante se întâmplă în Europa și cred că e un moment foarte oportun pentru a încerca să aprindem flacăra asta prin conversații extrem de importante, prin, nu știu, startup-uri interesante și prin o aducere a mai multor oameni relevanți, importanți și a începe conversațiile astea. Și aici revin la conversația noastră legată de România. Cred că dintr-un anumit punct de vedere, tocmai din cauza că efortul nostru a fost de mai bine de 5 ani pe a construi niște lucruri care nu sunt foarte discutabile, sunt foarte evidente, avem niște conversații foarte productive cu organele de, nu știu, de toate felurile în România și am observat o deschidere cum nu am observat în alte țări în Europa. Okay. Și am fost foarte plăcut impresionat. Acum, cu siguranță, MiCA este o reglementare europeană care urmează să aibă aplicație și efect și în România, dar pe zona asta chiar la X-Day vom avea niște oameni foarte relevanți din mai multe unghiuri, nu numai, nu știu, oameni foarte importanți din stat, ministrul energiei, ministrul digitalizării și ministrul economiei, care suntem foarte onorați să-i putem avea în conversații de genul ăsta. În același timp vom avea oameni de la cele mai importante companii de tehnologie din lume, cum ar fi Google, Telegram, Tencent și alte, AWS, alte companii de genul ăsta cu care încercăm să construim lucruri și să avem conversațiile la fel cum le avem cu orice alți, nu știu, parteneri sau oameni care construiesc. Zona bancară, la fel vom avea niște conversații foarte interesante din atât din unghiul de adopție, tehnologie, cât și din unghiul de reglementare. Și vom avea mai multe conversații cu Deloitte și alți avocați cu care colaborăm foarte activ pe zonele astea. Sigur că sunt și foarte mulți builderi din toate unghiurile, atât din zona de blockchain, din zona de AI, din zona de metaverse, și cred că conversațiile astea avute tocmai în momentul actual, când lucrurile nu sunt cele mai exciting în piață, e momentul cel mai bun. Sigur că sunt momente, au fost poate momente mai bune acum ceva timp, dar okay, dacă momentele alea oamenii nu le-au prins, acum este momentul cel mai bun pe care l-avem. Nu cred că era momentul ideal nici la Paris, dar a ieșit un eveniment foarte bun. Acum v-ați mutat de la Bursa din Paris la cea mai mare clădire publică din lume. Noroc că avem la București. La ce ar trebui să ne așteptăm din punct de vedere al accesului și din dimensiunii evenimentului? Pentru că avem un ecosistem de dezvoltatori, avem oameni interesați de zona asta, nu atât de mulți ca altă dată. Vreau doar să știu cam cât de mare vă așteptați să fie evenimentul și cam câți oameni vă așteptați să treacă pragul X-Day. Ai niște estimări până acum? Știu că mai e aproape o lună, nu? Până la eveniment. Da. Poate pentru oamenii care nu știu ce este X-Day, X-Day va fi și ne dorim să fie una dintre cele mai importante conferințe din zona de la intersecția dintre blockchain, AI și metaverse din Europa, care aduce împreună și cel mai probabil vom avea undeva la 3000
plus de participanți, speaker din aceste domenii care sunt foarte relevanți, fie că sunt builder, fie că sunt thinker, fie că sunt oameni cu background și expertiză foarte bună pe fiecare dintre domenii, cred că vor fi niște conversații extrem de exciting, interesting și extrem de relevante ca timing. Cum spuneam, toate conversațiile astea și ideea de a avea niște conversații deschise cu fiecare dintre acești oameni este ceva extraordinar. Faptul că se întâmplă în România ne bucură și mai mult și cred că poate să fie o forță foarte importantă spre bine pentru Europa dacă lucrurile sunt duse într-o direcție bună și se reaprinde această ambiție europeană care nu mai preexistă în ultima perioadă. La ce am putea să ne așteptăm la XD? Adică vedem aici tot felul de oameni mari în industrie care vin și vorbesc în cadrul conferinței, dar pe lângă keynote-urile pe care o să le vedem, ce lucru spicy am putea să vedem? Sau ce am putea noi să... Dacă ai putea să ne dai un sneak peek. Presupun că aveți ceva planuri. Anul trecut a fost grandios. Au fost anunțuri peste anunțuri, inclusiv rebranding-ul și o grămadă de anunțuri. Sunt convins că aveți chestii pregătite și sunt convins că nu o să ne spui chiar tot în seara asta, dar poate un sneak peek. Sigur. Păi, cred că vom avea niște conversații foarte, foarte interesante despre produse, un overview pe ecosistem, toate lucrurile interesante sau lucrurile cele mai interesante care se întâmplă în ecosistem, lucrurile cele mai interesante pe care noi le construim produse și așa mai departe, niște colaborări extrem de importante cu parteneri din întreaga lume, care credem că vor deschide alte planuri de adopție, niște track-uri complete pe parte tehnică, adică va fi o zonă, un track pe care l-ai pus acum și ai făcut share. Ăsta este track-ul de cumva retail, toată lumea va participa pe zona aceasta, dar vom avea un second track care urmează să fie probabil publicat zilele următoare pentru oameni tehnici, cu workshop-uri, cu discuții, cu demo-uri și mai hands-on pentru toată lumea care vrea să participe. Și sigur, avem în momentul de față un hackathon în desfășurare, unde sunt deja înscriși peste 500 de developeri care vor prezenta la X-Day, în cadrul X-Day, proiectele la care au lucrat. Așa că suntem foarte curioși. E acolo un premiu de $1,000,000 în funding și prizes. Foarte mulți parteneri, super nice. Și cred că atât pe zona asta de retail, cu track-ul de retail, conversațiile cu miniștrii, conversații cu un economist, super interesant, conversațiile atât pe zona de AI, metaverse, dar și pe toată zona de blockchain cu ecosisteme diferite de Multiverse X. Adică nu vom povesti doar despre Multiverse X, vom avea niște invitați foarte nice din alte ecosisteme cu care explorăm niște abordări diferite, construirea, spunem noi, a unor poduri pentru mai multe conversații, mai multă adopție de care e nevoie peste tot. Astea sunt câteva lucruri, sunt multe altele, cum spuneai, n-ar trebui să spun tot în seara asta, dar cu siguranță suntem foarte, foarte excited și focused pe tot ce e de făcut până vine X-Day. Adevărul e că am văzut în ultima perioadă mai puține anunțuri. E clar că țineți de chestiile cu adevărat juicy pentru momentul acela al evenimentului. Am văzut dinspre comunitate, aruncăm repede câteva întrebări. O întrebare era despre dacă o să auzim noutăți, spre exemplu, despre X-Money. Mulți oameni sunt în continuare dorniți să afle mai multe de ce se întâmplă cu X-Card-ul și toate lucrurile astea. Iarăși, o mulțime de știri care sunt așteptate în comunitate. Sigur. Ne,
depunem tot efortul să avem niște update-uri pe zonele astea și abia așteptăm să le share-uim imediat ce sunt pregătite. Sunt curios ce s-a mai întâmplat la ultimul X-Day. Vorbeam și un video acum ceva timp. La ultimul X-Day s-a vorbit despre X-Worlds și trebuia să aibă loc un demo prima oară în decembrie, după care în martie. Dacă poți să ne spui foarte rapid ce s-a întâmplat cu acel demo, ce se întâmplă cu X-Worlds, presupun că o să vorbim și despre asta la X-Day, dar sunt curios care au fost dificultățile pentru care nu s-a mai făcut acel demo, ce s-a întâmplat. Sigur. Ideea de bază este așa. În zona asta, majoritatea tehnologiilor sunt într-o stare foarte, foarte incipientă. Unele dintre ele vor funcționa, altele nu vor funcționa în felul în care ne-am dori să funcționeze și, practic, X-Worlds este un exemplu de tehnologie unde am explorat foarte multe path-uri, dar în ultima instanță lucrurile nu au ajuns la rezultatele pe care le-am dorit și atunci am continuat să explorăm alte path-uri, și am zis că până în punctul în care nu ajungem la niște rezultate care să aibă sens, nu are rost să ieșim cu ceva doar de dragul de a ieși și după de a schimba imediat lucrurile. În zona asta accentuez foarte mult că inclusiv mediul din zona de blockchain este într-o stare foarte incipientă, cu multe explorări, research, discoveries și așa mai departe. Și unele dintre lucruri vor funcționa extraordinar de bine, altele, din altele vom învăța și vom merge mai departe. Ăsta e motivul principal pentru care demo-ul s-a amânat, după care deci am explorat. A fost puțin cam prea devreme cu totul. A fost cam prea devreme cu totul ideea de X-Worlds. Da, în esență tehnologia nu este unde ar trebui să fie pentru ca lucrurile să meargă într-o direcție foarte bună. Dincolo de un demo mă refer. Da. Și presupun că e vorba și de bani, pentru că presupun că e cea mai costisitoare dintre toate anunțurile. X-Worlds ca și potențial și ca și anvergură ar fi probabil cel mai costisitor dintre toate pentru un advancement important. Da, toate eforturile astea în realitate necesită resurse foarte importante și când ele funcționează necesită resurse și când nu funcționează. Adică anumite proiecte pe care poate nu ajungem să le anunțăm, nici măcar nu le share-uim, se întâmplă, trecem prin ele, sunt foarte multe explorări, dar în realitate așa funcționează mediul de tehnologie. Există niște insight-uri, ele se transformă în execuție și când execuția ajunge la un produs care poate să fie adoptat în piață, atunci lucrurile pot merge într-o direcție foarte pozitivă și se transformă în adopție la scală largă. Există situații în care lucrurile iau 10 ani în loc de un an pe tehnologii, mai ales de genul acesta. Important este de a vedea lucrurile care funcționează, a schimba traiectoria atunci când există ceva evident ce se poate face și sunt foarte multe lecții pe care le-am învățat în ultimii 5 ani legat de subiecte de genul ăsta și sunt convins că vom continua să le învățăm. Asta e singura variantă de a le învăța. Corect. Dar uite, te-am adus în zona asta de... Cu toții visăm la o tehnologie de gen Ready Player One, dar cred că dacă reușeau, o scoteau până acum, spre exemplu, cei de la Epic Games în Fortnite. Dacă nici miliardele lor și echipele uriașe de programatori nu au dat gata încă, chestia asta e clar că mai e de lucru. Da. Ideea, practic, sunt câteva aspecte aici. Într-adevăr, resursele tot timpul vor fi necesare. Există niște insight-uri. Dar în momentul în care, cum spuneam, tehnologia trebuie să... Direcția există, doar că tehnologia nu e deloc acolo ca ea să nu fie... Dacă un produs, de fapt, îmi ia 50 de milioane să-l construiesc și, în esență, pe fiecare companie pe care aș vrea să o onboarduiesc o costă, nu știu, 2 milioane de dolari acest onboarding, există un număr limitat de companii care vor adopta tehnologia și vor putea să genereze ceva cu ea și atunci
trebuie să mergem mai departe până când iterațiile astea ajung la ceva ce nu numai că e foarte compelling ca experiență, dar și poate fi adoptat de piață. Dar uite, vorbeam de resurse și sunt, toată lumea e foarte curioasă de cum stați cu resursele. Cum stă Elrond după acești 2 ani de bear market cu runway-ul? Și cum am văzut că a circulat super mult pe Twitter și diferite poze de informații pe care, bineînțeles, le poți găsi public despre compania din spatele Multiverse X, Multiverse X ZRL. Cum stă, care e situația resurselor în acest moment la voi? Accentuez doar titlul care a fost și a circulat, practic este greșit, în sensul în care există o sumă care e menționată în acel titlu ca profit și aia în practică este suma care a fost plătită și investită în resurse de development, taxe și operational costs. Adică nu există profit pe compania Multiverse X Labs. Compania Multiverse X Labs există doar ca să ofere servicii de research, development și așa mai departe foundation-ului care dezvoltă rețeaua. Nu sunt lucrurile deloc roz în sensul în care situațiile astea de piață sunt extrem de tough în orice punct ai fi, dar, cum spuneam și în ultimul town hall, ce ne interesează este unul. Focus foarte atent pe lucrurile care funcționează, filtering și mai agresiv pe lucrurile care nu funcționează sau a cărui moment nu a venit și ele nu se potrivesc, și mai mare accelerare pe ce se întâmplă în ecosistem, într-un fel în care suntem mindful de cum afectează momentul ăsta toate ecosistemele, cum afectează diferitele verticale, pentru că startup-urile și fiecare dintre builderi nu sunt într-o situație foarte bună, așa că orice sau poate cel mai sănătos mod de a merge mai departe este de a vedea cum cu fiecare produs pe care îl construim sau este construit în ecosistem se ajunge la profitabilitate. Super mindful de cost și foarte aproape sau foarte mult focus pe ce este nevoie pentru ca adopția să fie atât de pozitivă, importantă, valoroasă pentru user în așa fel încât userul pe diferitele produse să și înceapă să plătească ceva pentru diferite servicii pe care le poate accesa. Corect. Corect. Și practic care e planul pentru adopție? Pentru că dacă ne uităm pe DeFi Llama, dacă ne uităm pe diferite site-uri de statistică, probabil pe o așa infrastructură, singurul lucru care lipsește în momentul de față este chiar adopția. Sunt numeroasele proiecte care ar trebui să apară și așa mai departe și oamenii care să folosească infrastructura asta. Care e planul vostru pentru a aduce acești oameni în ecosistem, acești builderi în ecosistem? Planul este, pe de o parte, X-Day. Tocmai din acest motiv suntem atât de entuziasmați că încep toate conversațiile astea, că unele dintre ele au fost în desfășurare de ani de zile și acum le putem share-ui cu comunitatea, cu ecosistemul, cu builderii. Și pe de altă parte sunt și alte conversații noi care încep fie din ecosistem, cu hackathonul care e în desfășurare și chiar invităm orice oameni tehnici să vină, să participe, să se joace cu tool stack-ul pe care îl avem și cred că acum e momentul cel mai bun. Lucrurile astea funcționează în felul următor. Chestiile pe care noi ne putem concentra sunt inputurile. Inputurile înseamnă că pe fiecare dintre verticalele care ne interesează, fie că vorbim de DeFi, fie că vorbim de gaming, fie că vorbim de NFTs, toate lucrurile astea sunt niște aspecte care țin de cum se pot optimiza lucrurile în momentul de față și niște aspecte care țin de cum se pot accelera numărul de iterații pe care le avem în ecosistem. Adică cum putem scala numărul de oameni care construiesc și hackathonul e o variantă de a comprima timpul și a forța pe oameni să sară în apă. Pentru că, în general, oamenii amână, hai să mă gândesc, mă mai gândesc, poate la anul e un moment mai bun. Hackathonul e cel mai bun moment în care ai tool-ul, există prizes, există prieteni cu care poți să mergi, să te arunci în apă, să vezi ce se întâmplă, n-ai absolut nimic de pierdut,
te-ai jucat cu tehnologia, descoperi ceva complet nou, iar dacă construiești ceva suficient de interesant și valoros, vei putea să și prezinți chestia asta la X-Day pe scenă, la un fel de demo pe care îl vei avea după și cu investitorii și toți oamenii care sunt la X-Day. So, suntem aware de momentul actual și în același timp încercăm să transformăm până și momentul ăsta într-o oportunitate, făcând câte un pas mai departe într-un mod foarte, foarte focused. Ok. Ești pe mut, George, stai să te scot eu de pe mut. Așa, ca să parafrazez o melodie celebră, cine reușește acum, reușește oriunde sau oricând. Așa că le dorim mult succes celor care vor intra în competiție. Mai ai timp de una, două întrebări? Sigur. Andrei a strâns din comunitate întrebarea astăzi peste zi. Sigur, sigur. Da, am mai strâns câteva. Una dintre ele se referă, bineînțeles, la partea asta de tot în zona de builders. Spunea cineva într-un comentariu că... cel puțin din punctul lui de vedere ca developer, ar avea nevoie de mai multă documentație sau de ceva mai mult sprijin în zona asta de web development pentru Multiversix. Și era curios ce planuri aveți pentru zona asta, pentru a aduce mai mulți developeri care să înțeleagă cum să construiască. Cred că înțeleg foarte bine aspectul ăsta și tocmai... Asta e motivul pentru care hackathonul, spuneam că forțează și comprimă timpul, nu doar pentru oamenii din exterior, care au mediul necesar, au niște spații în care se pot întâlni cu alți builderi, dar au și sprijinul din partea noastră sau a unor mentori care sunt acolo să-i ajute. Dar în pregătirea pentru hackathon au fost lansate mai multe tutoriale video cu documentație nouă pe fiecare axă pe care am construit-o. Adică fie că vorbim de tooling, fie că vorbim de alte lucruri care țin de blockchain, toată lumea din cadrul ecosistemului și din cadrul echipei a trebuit să creeze niște tutoriale care acum sunt lansate în fiecare zi pentru a face toată conversația asta de care spuneai mai simplă și mai ușor accesul și onboarding-ul oamenilor noi care intră. Aș accentua și că există un Builders Discord unde developerii intră, povestesc, își răspund la întrebări și sunt acolo sesiuni în fiecare zi, amauri, conversații, toate lucrurile astea se întâmplă. Deci aș invita builderii să intre pe Builders Discord. Și între timp am dat drumul și la o serie de sesiuni pe diferite subiecte, cum ar fi, avem lunar o conversație pe zona de DeFi cu întreaga comunitate, cu builder din ecosistem, o conversație pe zona de NFTs, again, în comunitate cu builderii principali. Avem niște sesiuni de builders sessions, se numesc cu one-on-one calls cu Sever, din comunitate, pe care probabil îl știți, și toți, fiecare dintre builder poate face booking la un call ca să primească feedback customizat pe ce construiesc ei, pe lucrurile pe care le fac, care nu e neapărat feedback tehnic. Poate să fie feedback tehnic, dar este și feedback despre poate cum ar putea să-și modifice ideea ca să poată obține finanțare. Okay. Care ar fi pașii mai departe pe care ar trebui să-i facă. Și cred că lucrurile astea puse împreună creează cadrul prin care builderii pot să avanseze și să facă progres mult mai rapid în perioada asta. Ok, cool. Următoarea întrebare e în legătură cu Max și sunt curios cum vezi tu toată trășinea. În continuare, probabil este una dintre dezamăgirile pe care oamenii le tot... cu care tot vin în comentarii și peste tot pe internet. Sunt curios cum privești, ți se pare că Max a fost un eșec și dacă mai vine un update în continuare, care e situația în momentul ăsta? Mi se pare că numărul de update-uri care au venit pe X-Exchange între timp,
și în ultima perioadă au accelerat semnificativ. Am creat o echipă care să poată să paralelizeze mult mai bine toate eforturile pe care le facem, să se poată mișca mult mai bine. Și echipa a ajuns la punctul la care în ultima perioadă, de exemplu, există un Agora pe X-Exchange, un forum unde între timp există governance, oamenii pot face orice fel de propuneri interesante pe care consideră că, prin care consideră că ar putea să fie să accelereze, fie să îmbunătățească ecosistemul, se poate vota în zona asta. Și există mai multe update-uri din toate punctele de vedere. Chiar astăzi câteva ferme noi pentru Ethereum, Bitcoin și câteva monede noi au fost lansate. Iar la X-Day cu siguranță vom avea un update. Sunt aspectele care țin de efort și cred că în zona asta efortul nostru la fiecare etapă, în fiecare punct, m-am tot gândit și la chestia asta, cumva ne-am gândit și am avut multe conversații. Dacă exista ceva ce, conștienți fiind, am fi putut face mai bine, am fi făcut. Sunt convins că sunt lucruri care în realitate acum, de exemplu, se pot face mai bine și tocmai de asta încercăm să accelerăm dezvoltarea, să implementăm alte feature-uri noi. Bridge-ul, de exemplu, a adus mai multă lichiditate, sunt mai multe rețele integrate, partea cu guvernanța la fel este foarte importantă pentru comunitate și următoarele release-uri, la fel, cel mai probabil vor accelera și face acest exchange și mai valuable. Okay. Cumva niciodată nu prea, dincolo de a încerca să vedem dacă exista ceva ce știam și puteam face mai bine atunci cu tot ce știam, nu în afară de a accelera lucrurile, nu. Asta zic, cum ai fi făcut lucrurile acum cu toată experiența pe care ai acumulat-o în anii ăștia, cum ai făcut acum lucrurile diferit sau ce fi schimbat în legătură cu exchange-ul și cum ex? Aș fi încercat să accelerez dezvoltarea din prima zi mult mai mult decât am făcut-o. Adică partea asta cu scalarea echipei, paralelizarea eforturilor, asta este chestia care pe toate planurile cred că se poate face în continuare mai bine. Este foarte dificilă în practic de făcut, tocmai din cauza la câte aspecte sunt de securitate, de, mă rog, tehnologie, de toate lucrurile astea și pe scurt, cu toate astea, progresul merge mai departe, nu ne oprim. Cum se schimbă lucrurile în viitor sau unde vor putea ajunge, rămâne de văzut. Corect. George, pare că tu ai ceva să spui. Noi nu ne-am propus să-l ținem pe Benny chiar până la 8. Trebuia să fie o intervenție scurtă în care să vorbim un pic de X-Day, dar am avut multe întrebări despre comunitate și ar mai fi destule. Sunt o grămadă care s-au adunat și aici la comentarii. Cred că ar mai trebui la un moment dat să ne facem un pic de răbdare și să avem un interviu de bear market. Cred că ar fi interesant, așa, ca să avem ceva la care să ne raportăm, să ne uităm înapoi când vremurile vor deveni mai bune. Dar mă uit pe zona de comentarii și rămân cu două idei. Și aici aș vrea să aud și input-ul tău. Cât de greu este să te uiți în fiecare zi, adică nu știu cât de des te uiți la feedback-ul dinspre comunitate. Sunt oameni care sunt optimiști, pozitivi, se uită la toată perioada asta ca la o perioadă inevitabilă, nu a scăpat nimeni de ea, dar sunt și oameni care văd suficient de multe neajunsuri în legătură cu ceea ce faceți. Cum faci să gestionezi toată chestia asta la nivel personal? Pentru că sunt convins că oricât de motivat ai fi, oricâte lucruri știu că ai acolo în spate în lucru, limitarea dată de efectiv de atât se poate face într-o astfel de perioadă, cred că e destul de dură și cred că poate crea și frustrare. Cum se vede de la tine? Cum spuneam la început, nu cred că e o perioadă simplă, mai degrabă cred că e o perioadă extrem de dificilă psihologic, și
ideea de a gestiona psihologia în condițiile în care piața e un fel de metafora pe care am tot folosit-o și am încercat să o transmit comunității, imaginează-ți că ai un fel de prieten maniac depresiv care este foarte bipolar în extreme, adică astăzi crede că e cel mai tare din lume, a doua zi îi vine să se sinucidă, a treia zi din nou crede că e cel mai bun, a patra zi din nou este jos, și dacă se întâmplă chestia asta de suficient de multe ori și nu poți să faci un pas înapoi și să încerci să gestionezi mai productiv chestia asta, o iei razna extrem, extrem de rapid, mai ales dacă focusul ar trebui să fie să și depui efort, să și rezolvi probleme care nu sunt simple, nu sunt puține și trebuie să faci progres într-un timp foarte scurt. Așa că înțelegând ideea asta sau metafora asta, de fapt încercăm să fim foarte atenți la feedback-ul comunității și să încercăm să-l și traducem, să înțelegem de fapt ce vor să zică, la ce se gândesc, cum înțeleg lucrurile, din ce motive și ce am putea să facem ca să adresăm niște lucruri. Și în același timp există și există un anumit gen de feedback care ține de oameni care sunt bine intenționați și care vor să contribuie. În orice fel vor să adauge niște gânduri și astea sunt extrem de importante. Și există și feedback de genul trolling, care e pe internet maxim, vreau să mai arunc și eu o piatră. Uite, oamenii au ieșit cu furcile după cineva și vreau să mă implic și eu ca să canceluim pe cineva și să fac focul cât mai mare, care mi se pare cumva se vor întâmpla foarte multe lucruri de genul ăsta, oamenii vor fi acolo. Pe chestia asta încercăm cât de puțin posibil să ne implicăm, câteodată tot suntem, nu știu, trigăruiți și mergem într-o direcție de genul ăsta, pentru că depunem tot efortul posibil ca să avansăm, dar atâta timp cât există lucruri importante de făcut și mai dureroase și care vezi că pot aduce valoare, încercăm să ne concentrăm pe ele. De multe ori oamenii care, nu știu, sunt engaged în zona asta de trolling, problema cu ei este că au foarte mult timp la dispoziție și fără multe challenge-uri. Dacă, și asta mai spun doar așa cu humbleness-ul de rigoare, întotdeauna când cineva încearcă să construiască ceva, feedback-ul începe să arate foarte diferit. Pentru că atât timp cât stai pe margine, e foarte simplu, ești cel mai bun. De pe margine, pe toate le știi, exact. Ai înțeles absolut lucrurile, toate, uite aici, rezolvi, așa, așa, e super simplu. Și când încerci să faci ceva și îți dai seama de fapt cât de dificile sunt lucrurile, aproape orice ai încercat să faci, atunci se calibrează puțin zona asta de feedback. Și, again, we're trying to take the best of what we get, do as much as we can. Și sunt convins că sunt și perioade super dificile și perioade mai bune. We're trying to push forward. Nice. Ai cam auzit, am auzit acum pe final și ceva care sună așa aproape ca un slogan. Ai un motto care te ghidează în perioada asta? Nu prea. Doar nu prea push sunt forward. Cu... Da, sunt, adică cred că o variantă bună de a aborda lucrurile e te-ai trezit, te uiți în jur, fii aware de ce se întâmplă atât înăuntru cât și în afară și try to make the most progress possible. Se vor schimba lucrurile, mâine va fi mai bine. You just sometimes you need one good night of sleep și după lucrurile devin mai bune. Dacă ar fi fost doar rele, să zic, și dacă ieri am fi început toată conversația, ar fi fost foarte dificil. Okay. Acum încearcă să-ți reamintești conversațiile noastre de la început. Da, e dificil acum. Se întâmplau lucrurile foarte repede atunci, Benny. Cred că asta e. De-aia te-am și întrebat mai devreme.
percepția mea în legătură cu perioada aia era că lucrurile au venit prea mult dintr-o dată pentru noi toți și ne-am ridicat așteptările foarte sus. Între timp am căpătat timpul de care aveam nevoie, dar parcă timpul nu prea mai are la fel de multă răbdare. Însă, ca de obicei, cei care au ceva de spus și ceva valoros de arătat, cu siguranță o vor face. În cele din urmă, valoarea se va ridica. Vreau să-ți mulțumesc mult pentru timpul pe care ne l-ai oferit, mult mai mult decât speram. Apreciez foarte mult deschiderea și am aflat și câteva chestii așa într-un pic de avant-premieră față de X-Day. Sunt convins că vor fi multe anunțuri importante acolo. Este o ediție de bear market, ca să zic așa, și cred că este o lecție pentru noi toți. Ne vom uita înapoi la ce se întâmplă în perioada asta, peste o perioadă, și ne vom face cu toții o autoevaluare și vom vedea cine a avut în cele din urmă dreptate și cine a intuit corect viitorul. Dar până la urmă, viitorul încă nu este scris, așa că cu toții putem să lucrăm la chestia asta. Nu vreau să vorbesc în motivaționale prea multe. Încă o dată, mulțumesc pentru tine. Super. Mersi mult, guys. Mult spor și povestim. Salutare. Seară faină, Beni. Mersi. No, bun. Am aflat chestii. Câte ceva am aflat, X-Day. Da. Câte ceva am aflat. Da, doar nu ne așteptam să ne dea prea multe sneak peek-uri, că ai văzut cum fac ei totul. Vor veni în valuri la X-Day toate anunțurile. Și sunt super curios ce mă anunță și de data asta și sunt super curios cum se mișcă. Presupun eu așa, am mai făcut presupunerea asta. Presupun că va veni rollout-ul pentru carduri, pentru restul oamenilor, pentru că noi le avem deja. Apropo, eu l-am tot folosit de câteva ori și merge foarte bine. Deci presupun că este pregătit pentru a ajunge la mai multă lume, dacă nu chiar direct la toată lumea, dar la mai multă lume. Că presupun că în continuare o să facă pe batch-uri. Și X-Fabric, sunt foarte curios, iarăși dacă vedem X-Fabric-ul mai aproape de realitate sau poate chiar la realitate. Asta m-ar interesa foarte tare și probabil că mai sunt chestii. Eu mai aveam o listă lungă de întrebări pentru Berin, dar îl mai prind eu și la X-Day și o să-l mai prindem pe Lucian, care vine la Curiosity Summit. Corect. Și vine îl și mai întreb pe el. Câteva informații în avant-premieră, însă scopul nostru la Curiosity Summit cu Lucian nu este să verse din casă din ce o să fie la X-Day. O să încercăm să vorbim cu el, dar aici mai degrabă bucata ta. Ia spune-mi, care e planul tău cu Lucian la Curiosity Summit? Mă interesează să aflu mai multe fix despre partea de care se ocupă, de partea de infrastructură, de ce înseamnă ceea ce construiesc ei și de ce este Multiverse X diferit sau mai bun decât alte chain-uri, care este viziunea lui și cum vor să îl facă mai departe să ajungă o soluție adoptată și cu o utilitate reală pentru oameni, astfel încât să devină, bineînțeles, și un chain profitabil și să-și ducă la bun sfârșit planul. Adică mă interesează partea asta mai mult tehnică pe care el, bineînțeles, fără să intrăm în chestii extra tehnice pentru a păstra conversația la un nivel ușor de înțeles pentru toată lumea, dar sunt câteva puncte pe care deja le am în minte, pe care vreau să le discut cu Lucian acolo. N-aș insista încă o dată mai mult acolo. Am putea să mergem mai departe, să mai revenim un pic la partea de știri. Începusem noi, înainte de a intra în discuția cu Benjamin, să vorbim despre Michael Saylor și faptul că în condițiile în care toată piața pare deprimantă, Michael Saylor pare the ultimate Chad. Omul a anunțat că vinde inclusiv din acțiunile MicroStrategy ca să mai facă niște lichiditate ca să cumpere Bitcoin. Acum, nu știu câți dintre cei care se uită la noi consideră că ar fi bottom-ul și momentul acela de intrare pe e-gold. Indiferent ce se va întâmpla pe viitor cu e-gold-ul, că nimeni nu a văzut viitorul încă, pentru că altfel ar fi pus toți banii acolo. Sunt curios cum ne vom uita la momentul acesta când prețul fluctua în zona asta. De unde suntem acum la ora asta? Cât mai e? 24? În jur de 24, parcă 25. Undeva în zona asta. Da, și acum nu știu, pentru valoarea proiectului ăsta, pentru, uite, zicea cineva bine la comentarii că portofelul merge bine. Și eu am fost în situația asta în care eram în străinătate, mi-am uitat portofelul la hotel și să plătesc spălătoria mașinii. Am intrat pe DPX Portal, îmi trebuia să folosesc cardul la un aparat de plată cu PIN-ul. Nu știam PIN-ul, m-am dus în X Portal, mi-am scos PIN-ul, am dat cu cardul, l-am alimentat, am pus un e-gold, l-am transformat în euro, euro. Am plătit și am mers. Și am zis, bă, totuși e ceva aici, adică chestia asta a funcționat, știi, într-un moment în care n-avea la mine ce-mi trebuie ca să pot să plătesc. Cred că nici telefonul nu aveam, nu știu, am plecat efectiv cu mâinile în buzunar așa.
Corect, și nu este ceva revoluționar, dar dacă funcționează, este ceva bun. Exact. Și care nu vine de la un exchange. Mai sunt câteva posibilități, dar oricum, sunt chestii de îmbunătățit și pe partea de export. Nu neapărat de îmbunătățit, dar poate de adăugat. Cum spunea cineva în comentarii mai devreme, poate ceva vedem o metodă prin care exportul să devină multi-chain, să nu mai fie legat doar de chain-ul lor și să devină o aplicație mai widely spread. Ar fi chestii, dar hai să lăsăm Multiversix, că am tot vorbit și cu Benny și mai sunt chestii, mai urmează Multiversix ca subiect în perioada următoare. Hai să-ți arăt un pic ce se întâmplă pe grafice, că sunt câteva chestii ne la locul lor în ultima perioadă. Sau cel puțin să spunem lucruri care nu pot să ne încânte foarte tare în viitorul apropiat. Și începem cu S&P, care arată cam așa în acest moment. Suntem pe monthly, hai să fim pe weekly, ca să vedem situația la nivelul candelelor de câte o săptămână, care arată cam așa. La prima vedere nu e foarte rău, doar că avem o închidere aici weekly sub suport, care sincer nu mă încântă foarte tare și pare că începe să arate destul de rău. Totuși, până nu vedem acest trend bullish spart, nu cred că există o problemă pentru S&P. Dar după ce aici a dat cu capul în rezistența de aici, a fost rejectat și trimis mai jos și a închis weekly-ul ăsta sub zona de suport precedentă, nu mă încântă foarte tare. Până nu confirm aici un fake out, nu prea pot să mă aștept la partea asta de active de risc să arate foarte bine. Și dacă nici S&P-ul nu mă arată foarte bine, oricum restul lumii nu arată bine, restul activelor din lume nu arată bine. Și acum sunt câteva motive pentru care se întâmplă treaba asta. În primul rând, ceea ce face dolarul, care își continuă. Uite-te un pic ce se întâmplă cu dolarul. Suntem tot pe graficul de weekly și vreau să îmi spui câte candele verzi vezi aici una după alta. Spectacol! Suntem în a 11-a candelă verde în momentul de față. Dacă, mă rog, suntem în prima zi această săptămână, dar avem 10 săptămâni consecutive închise de dolar pe verde și în momentul de față într-un prag crucial, zic eu, pentru ceea ce se va întâmpla cel puțin pe termen scurt în piețele de capital. Vedem aici zona de rezistență super importantă din care a dat cu capul în martie 2023 pe acea cădere a băncilor, a fost rejectat, trimis mai jos, după care a reușit să facă un lower high și trimis iarăși mai jos în acest 99, după care a venit acest trend destul de bullish, care va dura până să-l vedem stricat sau să zicem inversat într-un trend bearish. Și dacă reușește să treacă de zona asta de rezistență, apoi lucrurile pot degenera pentru restul de risc asset, dar după toată această mișcare, cred că are nevoie totuși un pic de repaus și cel mai mult ne-ar ajuta și din punct de vedere al Bitcoin și S&P, ne-ar ajuta să vedem din nou o rejectare aici și să nu reușească să treacă mai departe pentru a face un higher high. Deci, odată dolarul american, super important de văzut ce se întâmplă cu el, în condițiile în care el crește pe baza ceea ce se întâmplă în restul lumii. Astăzi, de exemplu, îi mai ții minte pe Evergrande? Yes, din China. Niște băieți. Da, Evergrande, care este cel mai mare dezvoltator imobiliar din China și care are probleme încă de câțiva ani, de când am tot vorbit de ei, au ajuns până în situația de a intra în default, iar acum tocmai au anulat pe ultimul moment, astăzi au anulat în ultimul moment niște discuții cu creditorii care trebuiau să le aibă pe motivul că trebuie să se mai uite un pic planul de restructurare și așa mai departe. După care, mai spre finalul zilei, au ratat plata pentru câteva obligațiuni pe care le aveau de făcut în yuan. Așadar, zona de China nu arată foarte bine. La fel, el în Japonia. Apropo de zona de China, am o mică adăugire aici. M-am uitat un pic cu curiozitate și am văzut că sunt anumite platforme, spre exemplu, anumiți creatori sau anumite, nu știu, organizații de media care propagă niște informații la prima vedere surprinzătoare despre China. Nu știu dacă ai auzit despre strategia cu build, pause, repeat. Era o chestie cu construiește, oprește, dărâmă și reconstruiește. Au apărut o fel de imagini cu clădiri dărâmate din China și care spun, spre exemplu, anumite știri că statul chinez, pentru a domoli un pic prețurile în scădere care se duc la vale de pe piața de imobiliare, ar demola anumite blocuri finalizate care nu au fost vândute, astfel încât să dispară din ofertă și automat prețul să crească pentru a reechilibra piața. Și am zis, văd, chestia asta este ceva mai chinezesc, mai comunist, mai știi, Comitetul Central. Da, da, da.
După care am investigat un pic împreună cu Alina, că am vrut să facem un material pe case bune și nu se confirmă, nu e adevărat. Nu e chiar așa. Dacă vedeți aceste știri cu blocuri care se dărâmă, sunt mai vechi, sunt deja de câțiva ani și multe dintre ele nu aveau nicio autorizație sau erau considerate nesigure, ori pur și simplu au făcut loc altor dezvoltări imobiliare. În China deciziile astea se iau destul de ușor, că e destul de ieftin să construiești în anumite zone, nu peste tot. Sunt zone unde, când am fost eu în 2019, spre exemplu în Shenzhen, erau apartamente în centru care se vindeau cu milioane de dolari. Suna genul de știre, care se propagă pe Facebook și pe WhatsApp. Exact. Cu, uite ce fac chinezii și noi nu, sau ceva exact. De genul ăsta. Exact. Dar mai este încă o știre proastă care circulă pe la noi despre faptul cum, și mi-a plăcut comentariile oamenilor, dar ți le zic imediat după aceea, cum că piața de la noi iarăși ar fi în dificultate și se pregătește un mare default pe creditare și băncile sunt supraexpuse și prețurile au crescut și oamenii nu-și mai au credite și așa mai departe. Și după care a venit cineva foarte simpatic la comentarii și a zis, zice, bă, văd știrile astea de 10 ani și ce să vă zic, eu chiar le-am crezut. Și nu mi-am luat apartament, tot așteptând să cadă piața, cum toți zic ăștia din presă. Bă, și s-au dublat între timp prețurile și eu nu mi-am luat apartament. Era un moment de chestia asta. Da, mai auzit treaba asta. Oricum, e momentul, presa de la noi preia foarte mult chestii din afară, de unde se vorbește de piețe imobiliare mari și unde lucrurile se pot observa de la o chestie la alta. Noi suntem într-o piață imobiliară în continuă dezvoltare de după comunism. Suntem în totul alt peisaj, lucrurile sunt total diferite și atunci dacă în presă apare faptul că, de exemplu, acum în Statele Unite, piața imobiliară nu arată foarte bine în multe zone. Dar vorbim de Statele Unite, vorbim de jumătate de continent unde și sunt alte overall, condiții. Ce nu înțeleg, sunt alte condiții și alte România, locuri. Și în România, și în China, și în America, piața nu este în același loc cu 2008. Sunt alte condiții. Evident. Nu mai există creditele subprime în America, unul la mână. În România nu mai există construcții pe stoc, nu există blocuri goale nevândute, nu există dezvoltatori care să aibă credite luate pentru blocurile alea goale și să intre în incapacitate de plată. Uitați chestia asta. Din tot ce aud eu din piață, nu există dezvoltatori care să fie supraexpuși prin creditare și să nu aibă cu ce să-și plătească ratele luna viitoare. Cei mai mulți au construit puțin câte puțin, tocmai pentru că sperietoarea aia din 2009 e prea recentă. Exact. Și pe lângă asta, oamenii se așteaptă, citesc știrea, vine titlul de știre, cum spuneai și tu. Piața imobiliară este în punctul de colaps. Dacă citești știrea, în cel mai bun caz în care este o știre adevărată, o să-ți dai seama că de fapt sunt anumite zone, poate din Statele Unite, unde ar putea, dacă Fed-ul menține rata dobânzilor, exact, să ajungă într-o situație asta. Și apoi, exact, oamenii citesc titlul ăla și se așteaptă, ok, nu-mi cumpăr apartament în București sau în Cluj, că o să vină criza și scad. Pe de altă parte, trebuie să iei toți factorii ceilalți în seamă, inclusiv faptul că, de exemplu, București, Cluj, Iași sau celelalte câteva hiperorașe, orașe mari din România, sunt cele care atrag populație în continuu și care nu pierd populația asta. Că oamenii care pleacă în afară nu prea pleacă din București, pleacă tot din provincie și oamenii care vin în București cam rămân în București sau dacă nu se duc în Cluj. Și atunci e foarte greu ca apartamentul tău din București să înceapă să-și piardă din valoare până nu ne plictisim de București, până nu ne apucăm să ne uităm să plecăm din București. E foarte greu să vedem cât cererea o să existe și o să fie atât de mare în continuare. Hai că am deviat. Nu, dar tu ai dreptate în ceea ce spui și lecția importantă pe care trebuie să o acceptăm cu toții este că pe termen mediu și lung, umanitatea va tinde înapoi către marile orașe. Am avut, într-adevăr, după fiecare pandemie, uitați-vă istoric, toate orașele mari intră în incapacitate de plată, pentru că oamenii au o perioadă în care se îndepărtează de ele. Sunt exemple istorice documentate, spre exemplu, cu Londra, Amsterdam și cu Parisul. Acum, suntem după o pandemie, după care multă lume a descoperit că vreau un petic de iarbă verde, au mai apărut niște copii, oamenii au mai strâns niște bani, s-au mutat în suburbii, se construiește într-o veselie și aici la mine, la Corbeanca, dar nu este singurul loc unde se construiește. Sunt foarte multe case începute în România. Deci există, se construiește. Mai mult decât atât, am văzut o știre recentă care spunea că volumul construcțiilor a crescut după ce anul trecut a fost gătuit de prețurile alea mari, care și pe mine, spre exemplu, m-au drenat de lichidități. Eu am avut tot bugetul să termin o casă pentru cineva din familie, dar banii s-au topit din cauza inflației foarte mari, galopante, am putea spune, din construcții de anul trecut. Mulți oameni s-au oprit, dar au început să reinvestească în construcția anul ăsta. Nu este întotdeauna așa cum pare. Deci lucrurile se mișcă cu viteze diferite și nu sunt două piețe la fel, oricât de
uniformă, să zicem, ar fi planeta. Asta spun, e foarte greu de comparat. Și într-adevăr, poate la un anumit moment chiar poți să vezi că piața imobiliară din România începe să aibă niște rapoarte în care pare că e în scădere. Asta nu înseamnă că un apartament în centrul Bucureștiului o să scadă. Sunt mulți factori de luat în seamă. Mă rog, asta spun, hai că deviem super mult. A fost o discuție, zic eu, interesantă, dar am deviat de la ceea ce ne-am strâns noi aici să vorbim. Oricum, nu mai avem foarte mult timp. Să continui pe ceea ce îți arătam în legătură cu de ce cred eu că nu arată foarte bine S&P-ul. Cu toate astea, sunt mai multe chestii de luat în seamă. Apoi ne uităm la dobânzi, dobânzile obligațiunilor din Statele Unite care au ajuns la noi vârfuri. A tot stat, asta este obligațiunea cu maturitate la 10 ani, care a ajuns la o dobândă de 4,5%, o dobândă foarte, foarte bună, dacă mă întreb pe mine. Pe de altă parte, în continuare continuă inversarea dobânzilor și o să găsești o dobândă mai bună la cele cu maturitate pe 2 ani. Adică, de ce să riști să pui pe 10 ani la 4,5% când ai 5,12% pentru cele cu maturitate la 2 ani? Suntem în cea mai mare inversare, acest yield curve, cum este el numit, din ultimii foarte mulți ani în Statele Unite și de fiecare dată această inversare între dobânda obligațiunilor cu maturitate la 10 ani și cea de 2 ani a confirmat până acum cel puțin o recesiune. Până în momentul de față nu o avem și în Statele Unite de data aceasta, dar asta nu înseamnă că nu va veni. Și apoi ultimul lucru pe care vreau să-l menționez super important în perioada asta este ceea ce se întâmplă cu petrolul. Și ne uităm de exemplu la Brent, despre care am mai tot vorbit. Hai să-l pun eu pe daily să arate mai bine. În acest moment, în zona asta de 92, resmis în zona asta, sau dacă ne uităm pe crud, adică pe benchmark-ul din Statele Unite, a ajuns să dea cu capul de aici, la o rezistență în care a fost respins în noiembrie 2022 și octombrie 2022. Suntem cu prețul petrolului în acest moment unde eram și anul trecut pe vremea asta. După ce am stat o perioadă destul de bună, într-o zonă de 67-70 de dolari maxim per baril, acum suntem la o creștere de numai puțin de 42% în doar câteva luni. Asta, bineînțeles, se va traduce în revenirea inflației, într-un bounce pe inflație, ceea ce va face Fed-ul să ia probabil măsurile despre care s-a tot discutat, inclusiv în ședința de săptămâna trecută, când mai mulți reprezentanți au spus că urmează probabil să acel higher for longer, adică probabil vom mai vedea chiar și creșteri și va trebui să mențină rata de referință a dobânzilor destul de sus pentru mai mult timp, mai ales dacă lucrurile continuă așa acum. Chestii de luat în seamă sunt faptul că atât petrolul cât și DXY-ul se află între puncte de rezistență super importante și dacă totuși reușesc să pună un top aici și să fie din nou rejectate, atunci lucrurile ar putea să evolueze și pozitiv pentru risk on assets. Dar mai multă analiză vom face în episodul de Market Update, care apare în fiecare săptămână pe canalul CryptoVineri. Asta a fost așa un fel de sneak peek pentru cei care sunt pasionați și de zona asta de grafice. Mulțumesc, Andrei, pentru live-ul din seara asta. Le mulțumesc și celor care au adresat întrebări. Și acum a venit momentul acela să alegem o întrebare bună, totuși. Hai să vedem cine vrea de la comentarii să vină la Curiosity Summit, care se întâmplă chiar joi și se întâmplă toată ziua. Așadar, trebuie să aveți o zi la dispoziție în care să vă dați update la soft. Hai să vedem la comentarii cine își dorește dintre cei care sunt alături de noi să vină și să ne spună de ce. Ca să alegem repede un câștigător. Că suntem încă vreo 700 de oameni pe live, avem și vreo 2399 de like-uri. Ba nu, avem 69.420 de like-uri. Uite, l-avem pe Ale08ro, care a fost foarte activ pe live. Hai, spuneți-ne printr-un comentariu ce vreți să învățați, ce vreți să aflați de la Curiosity Summit și vedem dacă vă dăm o invitație sau nu, că așa știm sigur. Adrian Troi, spre exemplu, m-am întâlnit cu el, m-am intersectat de puțin timp și chiar îmi spunea: ne vedem la summit. Și asta mi s-a părut foarte tare. Am foarte mulți amici cunoscuți care îmi dau mesaje: ne vedem la summit. Ce mă bucură chestia asta foarte tare. Hai să vedem. Îl avem pe Ale08, până acum, care a făcut cu mâna, a ridicat o mânuță, dar cine dintre cei care ne urmăresc, care mai sunt pe live împreună cu noi, vrea să vină și de ce? Hai să vedem. Hai că până ne scriu oamenii, trebuie să amintesc de faptul că totuși mai avem și în acest moment posibilitatea oamenilor să se înscrie pentru a câștiga iPhone 14 sau perna aia. Ai văzut în live-ul de data trecută, te-ai uitat când am arătat perna, când i-am făcut unboxing la pernă? Cum ți se pare perna aia? Este
un coșmar? Ok, ok. Pentru cei care nu știu, avem în continuare campania cu Bybit pentru în care poți să câștigi un iPhone 14, o pernă care te trezește noaptea dacă prețul Bitcoin a ajuns la un anumit prag, sau un pack de merchandise de la Bybit. Dacă intri pe linkul din descriere, completezi, îți faci contul și depui prima 100 de dolari, fie ea în cripto sau direct în fiat, adică în bani lichizi, în lei, în ce vrei tu, în dolari. Super simplu. Deci avem deja destui oameni înscriși, dar bineînțeles, în continuare vă invităm să vă faceți cont și să intrați în tombolă, pentru că aveți posibilitatea, cred că e unul dintre giveaway-urile de pe internet cu cele mai bune șanse pe care le poți avea fără să te coste nimic. În sensul că ultima oară când am verificat erau în jur de 90 sau 100 de oameni și să ai una din 100 de șanse să câștigi un iPhone 14 gratuit, mie mi se pare că e o șansă bună, fără să trebuiască să faci, fără să ai cine știe ce cerințe. Trebuie să vă spunem și disclaimerul clasic, avem o colaborare sponsor, prin care cei de la Bybit ne sponsorizează și astfel susțin contentul nostru, pentru că după cum știți, trăim în România și finanțarea este destul de, să zicem așa, sofisticată, adică trebuie să apelăm la metode destul de multe pentru a ne putea susține contentul pe care, după cum știți, știm, îl urmăriți și voi cu consecvență. Așadar, repede, venim la comentarii. În afară de ale 08 Troll, mai am pe Robert Sabo, care spune că are un motiv bun să ajungă la București. Ionuț Brânzei, ce proiecte de L3 românești cunoașteți? A pus o întrebare, cred că voia doar să intre cu o întrebare bună. Dar e o întrebare bună. Câți oameni știu proiecte de L3 în țara noastră și ce înseamnă L3? Poate aflăm asta și asta la Curiosity Summit. Ok. Hai să vedem. Închidem cu oamenii de aici. Cred că am putea să dăm câte una lui Ale și una lui Robert. Cum ar fi? Mie mi se pare că sună bine. Dați-ne amândoi, Robert, așadar, Robert Sabo și Ale08ro, dați-ne câte un e-mail pe contact@buchnici.ro cu un screenshot al contului vostru de pe YouTube, ca să vedem că voi sunteți. Și o să verificăm că se potrivește cu ce vedem noi în spate, în zona de membri. Iar pe e-mail veți primi o invitație gratuită prin care o să fiți alături de noi joi pentru o zi de update la soft. Abia aștept să ne vedem acolo. Mulțumesc, Andrei, vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc și eu. Ne vedem săptămâna viitoare cu CryptoVineri 127 și pe canalul CryptoVineri, ca de fiecare dată, pe care îl găsiți super ușor dacă apăsați pe numele din titlu. Salutare, o seară faină să aveți! Numai bine!